Bună seara! Facem din nou cunoștință pentru cei care nu v-au văzut, nu v-au auzit și vor să vă cunoască. Maximilian. Oana Brutaru. Și Sebastian Muntean, fratele lui, și ea este surioara noastră adoptivă, practic. Adică Mersi Band. Foarte frumos ați cântat, felicitări, mie mi-a plăcut foarte tare. Cum a fost pe scenă la Vocea României, cum a fost pe scenă aici? Cam tot la fel, tot am cântat, tot la fel de bine ne-am simțit, am avut astăzi public extraordinar în Oltenița, am fost primiți extraordinar și vă mulțumim tuturor pentru acest lucru. De unde această denumire a formației? Da, este o poveste mai veche, să știți. Noi am mai fost într-un alt proiect. Ne-a plăcut foarte mult, mai mult formula aceasta decât formula cealaltă, așa că am decis să rămânem toți trei împreună, să numim Mersi Band. De fapt, în timpul concertului am făcut cumva o dedicație publicului cu piesa Mersi de la Bomboane. Mersi, e felul meu de a-ți mulțumi, mersi. Asta era ideea și așa am rămas noi cu Mersi Band. Am avut nevoie foarte repede de un alt concert și aveam nevoie de un nume, acesta a fost, am rămas că ne bucurăm pentru el și mulțumim publicului pentru că îl reține. Așa, dar Mersi, nu Mercy. Exact, asta era foarte important. Vine de la Mersi, îl franțuzesc, cu toate că noi cântăm mai mult în engleză, dar este Mersi. De când sunteți împreună? Suntem împreună din 2011, din 2012 chiar. Nu, 2011. La începutul 2011, da. 2 ani avem împreună și ne înțelegem foarte bine pe scenă și sperăm să rămânem așa. Oricum avem multe proiecte, piese proprii pe care încă nu le-am apucat să le lansăm, dar sunt puse bine la păstrare și urmează foarte, foarte curând să iasă la suprafață. Și până la urmă ăștia suntem noi, 2 ani de Mersi Band și ne înțelegem foarte bine și pe scenă și în afara ei. Noi le așteptăm. Asta vreau să vă și întreb dacă a apărut vreun CD cu voi. Mulțumim. Foarte, foarte curând. Noi tot timpul suntem pe drum, mai avem și alte ocupații și atunci ne-am apucat în ultimele luni să lansăm. Avem mai multe single-uri pregătite, poate chiar un album curând. Vrem în câteva săptămâni să lansăm primul nostru single. Mulțumim foarte mult pentru această seară. Vreau să vă mai întreb, veți rămâne pe acest stil de muzică? Nu știm, ne place foarte mult ceea ce facem și nu ar fi exclus, dar... Sunt mai multe stiluri care ne reprezintă, dar oricum ideea este să ținem în continuare senzația asta de oameni fresh, vii, cărora le place foarte tare ce fac. Da. Ne-ați plăcut. Mulțumim. Mulțumim, Nisule. Mulțumim.